Thank you.
Mi-a plăcut ce am văzut până acum. Militarii, difilând o mașină. Nu știu, că nu am făcut armată, să știu cum îi zic. Cum vi se pare parada de anul acesta? Îmi place, dar mi-ar place mai mult că ori mutat-o la București, trebuia să o lase în Alba Iulia, că aici a fost 1918. Aici s-a unit România cu Transilvania, nu la București. Am mai fost și am venit și special. Cum vi s-a părut parada? Adică repetiți la parada. Super, foarte frumos. Am văzut că ați și filmat? Am și filmat, am făcut poze. De ce? Ce ați văzut la parada? Defilare, deci, da, absolut tot, defilare... Nu. Armata română. Domnule prim-ministru, garda de onoare, Constituția în cinstea soținii dumneavoastră vă prezintă onorul. Sunt comandantul verzii, colonel Soros. Thank you.
accidentat. Singura încălzare eficientă și oportună a țintelor, precum și realizarea efectului propus în elicopterelor IR-330, continuăm cu sistemul antiaerian Welcome din vădarea batalionului 202, practic unități de conducere a focului și tururile antiaeriene. Dispunem de asemenea de o stație meteo pentru determinarea parametrilor de mediu care influențează tragerea antiaeriană. Este urmată de tehnică. Acestea fac parte din dotarea batalionului 811 infanterie, deci sistemul este destinat cu legea reprezentanță unităților cu participare în exerciții naționale de TPS-79 al grupului 3 cercetare supraveghere prin radiolocație și avertizare timpurie. Și în continuare vom urmări detașamentele reprezentative ale Ministerului Afacerilor Interne, evenimentele și misiunile de prevenire a accidentelor de circulație. Urmează autospeciale din dotarea serviciului pentru intervenții și acțiuni speciale. Chimice și radiologice. Iară de stingere cu apă și spumă de capacitate mărită. Mașina de stingere este urmată de apă specială de intervenție și salvare de stare în ținut. Unghiile locuri de tehnică, iar acum trecem la tehnica aparținând Serviciului Român de Informații. Locul de tehnică este compus dintre autospeciale mașini, jandarmi, armați, polițiști. Și ce ți-a plăcut ție cel mai mult? Care dintre ei ți-au plăcut cel mai mult? Camioanele. De ce?
și tancurile de anfibie, că erau faine și îmi plăceau. Ți-ar place să fii și tu pe un din ăla? Da. Pe un tank? Și mă fac de la armata militară la, în America, specială pentru Forțe Unite în Afganistan. A fost o paradă frumoasă, exact, aproape ca și anul trecut. Am văzut mai multe avioane și elicoptere și tehnică nouă militară. Totul a fost frumos și o să fie, cred că, superb de întâi. Vin mulți oameni la Albaina la 20 decembrie? Da, sigur că o să vină multă lume, că o să fie și ca anul trecut, o să vină oficialități la Alba Iulia și așteptăm cu drag să vină la Alba Iulia. Veniți la Alba Iulia. Este pregătit Alba Iulia să aștepte turiștii de 1 decembrie? Or, de normal, ca în fiecare an. Totdeauna am fost pregătiți să-i așteptăm cu drag și cu lucruri frumoase. Ce ai văzut? Spune. Avioane, avioane de luptă, elicoptere și mașini de rachete. Am văzut că ai bătut și pasul de defilare. Și pasul de defilare și armați în drum. Nu-i voie? Te-ați place? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Amfibile. De ce? Pentru că aveam din alea lansatoare de rachete ce trăgeau. Astăzi se execută antrenamentul general pentru parada militară dedicată zilei de 1 decembrie 1918, Ziua Națională a României și împlinirea 101 ani de la Marea Unire. Peste 1400 de militari din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații și Administrației Naționale a Penitenciarilor participă la această paradă militară. Gardă! Și peste 115 mijloace tehnice la care se numără și cele ale forțelor aeriene române participă în cadrul acestei demonstrații. Așteptăm toți concetățenii ca data de 1 decembrie, cu ocazia Zilei Naționale a României, să fie alături de noi, să participe la parada militară de la Alba Iulia. Alba Iulia este pregătită pentru cei care vor alege să sărbătorească Ziua Națională aici alături de noi. Îi așteptăm cu brațele deschise, am început chiar și repetițiile la ceremonialul militar, defilarea militară care va avea loc chiar de 1 decembrie pe bulevardul 1 decembrie al 1918. Cetatea este deschisă, toate porțile sunt larg deschise pentru vizitatori și vă așteptăm cu drag aici.